Sătmărenii din Carei au primit în duminica a patra după Sfintele Paști vizita arhiereului vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul. Preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din municipiu și a sfințit noul altar de vară al acestei comunități închinat Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Fidel tradiției și bisericii, credincioșii au luat parte în număr mare la sfintele slujbe. Se binecuvintează acest nou altar de vară, în stil maramureșan, cu ramuri, Sfântul Nectarie Tamaturgul, prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Biserica Sfinții Arhangheli din Carei este biserica mamă sau biserica istorică. Are 243 de ani și a fost înnoită frumos în exterior. S-au montat și vitrali în locul geamurilor. Iar astăzi a fost eveniment pentru că, iată, au construit un frumos altar de vară în stil maramureșan, monumental altar de vară pe care l-am sfințit și în care am liturghisit, cu prezența și cu participarea foarte multor părinți din Carei și din zona Careiului, deci din protopopiatul Carei, și a unei mari mulțimi de credincioși din municipiul Carei. Felicităm pe Părintele Călin și pe Părintele Cosmin, Consiliul Parohial și credincioșii de aici pentru vrednicia aceasta și pentru dărnicia cu care au contribuit la construirea acestui altar de vară, pentru felul în care își întrețin biserica și pentru felul în care stau aproape de Dumnezeu prin fidelitate față de credința noastră ortodoxă și iubire față de Hristos și Maica Domnului. Aș dori să-i mulțumesc Preasfințitului pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru această zonă a Careiului, Preasfinția voastră, mai ales în primii 15 ani, când mereu a stat aproape de noi, pentru întărirea în credință, pentru a nu ne risipi, pentru a ne putea păstra identitatea neamului prin biserică, limba, portul, tradițiile, pentru că acesta sau aceasta ar fi misiunea bisericii și pe lângă ceea ce ne amintea Preasfințitul de a avea copii, de a fi tineri, de a ne primeni oastea pentru a vedea aici un popor care să reprezinte cu adevărat viitorul nostru. Pentru acest lucru, Preasfinția voastră, vă mulțumim din inimă! Pentru eforturile depuse, Părintele Paroh a fost distins de către Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, care i-a oferit o bederniță cu icoana Adormirii Maicii Domnului. Ideea altarului de vară a pornit la noi preoții. Văzând și cunoscând foarte bine realizările pe care s-au făcut în episcopia noastră, în mod special în partea Maramureșului, unde lucrările de artă domină foarte mult, am dorit ca și biserica noastră să aibă un asemenea obiectiv curat românesc, dar am dorit ca ceea ce facem să fie trainic, să dăinuie și să vorbească generațiilor viitoare despre credința și dragostea noastră față de Sfânta și Dumnezeiasca Biserica lui Hristos. Tot duminica aceasta, Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul a dezvelit și binecuvântat o placă comemorativă construită în memoria preotului și omului de cultură Ignațiu Borza, fost protopop de Carei.